În măsura în care pe parcursul aplicării acestei ordonanțe de urgență 82 pe 2010 vor apărea elemente noi, elemente cu care nu le putem prevedea acum, la început de ordonanță, că vor fi puse, vor fi gestionate, vor implica unele precizări suplimentare. În acest sens, va fi emis prin ordin comun al un act normativ, prin ordinul comun al Ministrului Muncii, Familiei și Protecție Sociale și al Ministrului Finanțelor Publice, noutăți cu privire la aplicarea acestei ordonanțe 82 pe 2010. Dacă vom avea anumite particularități sau ăsta, vom transmite la CNPAS toate aceste particularități și vor lua măsurile necesare și ne vor transmite sau se va emite, se va propune către minister emiterea acelui ordin despre care se vorbește în ordonanță. Pot avea o întrebare? Da, când se... De când se aplică acest ordin? Deci, ordonanța de urgență, nu. Deci ordonanța de urgență se aplică de la data publicării în Monitor Oficial, dacă nu va prevedea altceva în ordonanță. Asta cunoaștem, dar și se vor aplica și se va aplica pentru veniturile plătite după data publicării în Monitor Oficial. Deci cine a primit până în 13 pentru luna august este obligat să se prezinte singur, nu? Da. Nu plătește plătitorul. Da, ordonanța prevede că 82 se aplică pentru veniturile plătite după această dată. Veniturile plătite după această dată. Deci înseamnă deci, că contribuabilul trebuie să depună declarațiile pentru iulie și august. Vom mai veni cu precizări în acest sens. Deci deocamdată vă pot spune exact doar ce prevede această ordonanță. Pentru veniturile plătite vine plătitorul de venit după data intrării în vigoare a ordonanței. Deci cel care beneficiază de această plată trebuie să vină și să declare venitul lui pe iulie și august, nu? Deci asta mă întreba. Ordonanța 58 în forma inițială era aplicabilă veniturilor din iulie și august. Deci ordonanța 82 este aplicabilă veniturilor realizate după dată respectivă. Dacă avem precizări suplimentare, o să vă anunțăm și o să vă comunicăm. Da, o altă întrebare aș avea. Deci până da. În august toată lumea era în concediu, cel puțin majoritatea oamenilor. Probabil că n-au putut depune declarația la timp. Având în vedere că se cere o mulțime de acte, inclusiv și contabilitatea în concediu, sunt mai multe cazuri, și în învățământ, de exemplu, și așa mai departe. Ce se întâmplă cu aceștia care n-au depus, n-au reușit să depună până la termen? Ce se întâmplă din punct de vedere? Dacă vor fi sancționați, cred că asta e interesant. Poate să depună încă luna asta? Noi primim tot, deci declarația în baza ordonanței 58 a spus că este o declarație pe propria răspundere a persoanei. Deci persoana vine și declară. Noi, casele de pensii, doar primim și gestionăm aceste declarații de asigurare ale dumneavoastră și ne ocupăm doar de realizarea în sistemul public a stagiului și a punctajului. Dacă o persoană vine și declară, noi nu putem refuza acea persoană acea declarație de asigurare. Deci persoana era obligată să se prezinte și să declare. Da, și era în concediu, da. Altceva aș vrea să vă întreb. Scrieți aici că totalizat. Dar ce se întâmplă în cazul în care pe de o parte cineva ia și cu convenție civilă
un fel de remunerație pentru munca prestată și ia și drepturi de autor. Or, de exemplu, sunt cazuri în care plătitorul cu convenția civilă deja a achitat contribuția socială pentru casa de pensii, însă drepturile de autor nu. Atunci eu, dacă cumulez cele două în afara profesiei, după ce plătesc? După cumul sau numai după ceea ce, după care n-a fost încă plătit contribuția? Deci, convenția civilă mai există. Nu, deci convenții civile există în sensul ordonanței 82. Deci și convenția civilă și contractul în sensul ordonanței 82, ca și drepturi de autor și drepturi conexe, intră sub aceeași incidență. Trebuie să vă definiți dacă veniturile respective sunt de natură profesională să intră sub incidența lui 82, odată. Pentru cele care intră sub incidența lui 82, merge pe 82. Acel plătitor de acest venit va depune o declarație nominală la casa de pensii și se va reține contribuție individuală. Dacă dumneavoastră, eu nu spun că sunteți la Camera Deputaților sau la Parlament sau asta, dumneavoastră trebuie să vă definiți relația dumneavoastră cu plătitorul acela de venit. Ei, dacă în baza legii 19 dumneavoastră apăreți în declarațiile nominale care se depun în baza legii 19, toate aceste venituri pentru care plătiți contribuții de asigurări sociale se vor reflecta în punctajul calculat și în stagiul de cotizare acordat.